îngrășăm în bucătărie și nu slăbim neapărat în sala de sport. Deci noi putem să facem sport și noi și copiii noștri, dar asta nu înseamnă că o să slăbim dacă nu ne schimbăm și obiceiurile alimentare. Și dacă nu suntem atenți, chiar câștigăm kilograme pentru că facem efort, avem tendința să ne gândim, da, am mers la sală, am făcut efort, deci pot să mă răsplătesc, greșit. Un pic mai mult, pot să mănânc un pic mai mult decât mâncam înainte. Nu, este greșit, dar în primul rând trebuie să începem cu a ne analiza ce mâncăm, cât mâncăm, cum mâncăm. Și da, mișcarea, hidratarea, odihna trebuie să fie și ele parte din stilul nostru de viață, pentru că nu este doar ce mănânci, este și ce mai faci în rest.